Ziua Națională Constantin Brâncuș. Pe 19 februarie se împlinesc 145 de ani de la nașterea celebrului sculptor, considerat un geniu al artei moderne. Puțin știu însă că lucrările lui Constantin Brâncuș au fost influențate de câinele său pe nume Poler. Animalul din rasa Samoyed a fost muza sculptorului și un adevărat camarad de viață. Câinele îl însoțea pe Brâncuș peste tot, practic erau de nedespărțit. Discutăm despre acest lucru cu Vlad Babenco, ghid muzeal, care se află într-un adăpost de animale, și despre influența pe care a avut-o Poler asupra operei lui Brâncuș. Vlad, bună ziua! Salutare! Uite, sunt undeva pe Bulevardul Barbu Văcărescu din București, așa că o să vă arăt câteva imagini mai târziu. Îmi cer scuze dacă se aude sunetul puțin ciudat, dar mă joc cu cineva. Am zis să facem o lecție despre Brâncuș diferită astăzi și să vă povestesc despre o lucrare de-a lui, compusă din două părți, pentru a celebra Ziua Națională Brâncuș. Și cum în țară mâine vor fi tot felul de evenimente, așa că nu trebuie să vă vorbesc eu. Hei, Steluța, vine aici! Nu vor fi... Îmi cer scuze, mi-a atacat cameramanul Steluța, crede că are treats. În țară vor fi tot felul de evenimente, de la vor fi difuzări de documentare despre dans contemporan influențat de Brâncuș, vor fi expoziții, vor fi lansări de carte, așa că eu vreau să vă arăt un alt fel de Brâncuș. Să știți că Brâncuș a iubit foarte mult animalele. Dacă puteți pune pe ecran lucrarea La Sorcière de Constantin Brâncuș, eu nu văd acum ecranul, dar sper că a ajuns acolo, o să vedeți o lucrare deosebită, făcută din două piese. Este din două părți de lemn și a treia bucată care le unește din piatră. Lucrarea oarecum este influențată de misticismul românesc, de poveștile noastre folclorice cu vrăjitoare, poate chiar și de Baba Iaga rusească, gândiți-vă la vrăjitoarea aceea care zboară într-un mojar și face de scântece, sau poate chiar de misterul tahitian pe care l-a cunoscut Gauguin și care acest artist Gauguin l-a influențat și pe Brâncuș. Dacă vă uitați atent și dacă putem avea pe ecran a doua lucrare, și anume Le Chien de Garde, câinele de pază, veți vedea că lucrarea vrăjitoare are ca bază, de fapt, câinele de pază. O lucrare inspirată, se pare, de căței lui Brâncuș. Unul dintre căței deosebiți pe care Brâncuș i-a iubit foarte mult a fost cățelușa Poler, așa cum ai spus și tu, din rasa Samoyed. Ea se numea Poler de la Steaua Nordului, Steaua Polară, și era direcția lui Brâncuș în viață și în artă. Lucrarea cu cățelul de pază este inspirată din dinamica lui Poler, care alerga întotdeauna în atelierul lui Brâncuș și îl păzea. Să știți că Poler a fost o iubită foarte geloasă și lătra întotdeauna orice companie feminină avea Brâncuș în spațiu. Însă se zice că Brâncuș, văzând-o odată stând pe un soclu pe care îl pregătea pentru o altă lucrare, a fost inspirat să creeze această lucrare, Câinele de pază. Lucrările se găsesc în prezent la Muzeul Guggenheim, adică într-o locație foarte bună, și valorează milioane de euro. Înainte de a vă spune ce facem aici pe Barbu Văcărescu în București, vreau să vă invit să faceți un drum și pe strada Cea Rosetti, unde o să vedeți o reproducere a Porții Sărutului, e și acolo un happening despre Brâncuș, iar diseară în București are loc o licitație online unde vor fi puse în vânzare lucrări de Adrian Ghenie și Constantin Brâncuș. Haideți să vedem ce mai poate piața de artă în domeniul artei contemporane. Ea este Steluța, ne-am jucat toată ziua, să vedem ce mai avem pentru tine, Steluța, și am vrut să vă spun, de ziua Brâncuș, haideți să facem ceva diferit. Adoptă un cățel, adoptă o pisică, adoptă un animal de companie. Te pot răsplăti extraordinar animăluțele astea. Dacă mâine guvernul s-a ocupat de partea culturală și ne pune tot felul de evenimente culturale cu Brâncuș, dumneavoastră mergeți în cel mai apropiat adăpost de animale și dacă nu puteți să-i adoptați, știu că e greu, și eu aș lua pe Steluța acasă, dar în apartament nu prea încape Steluța asta mică, măcar faceți o donație, da? Deci de ziua lui Brâncuș, adoptă un cățel.